Nu tot timpul cursurile noi au fost la putere, în România, dar nici în lume. Pentru foarte multe vreme au fost cărțile, de exemplu, sau produsele informaționale care le primeai, sau chiar CD-ul pe care le primeai prin porță, să spunem așa, sau chiar și audiobook-ul. Dar ce s-a schimbat? În primul rând s-a schimbat foarte mult modalitatea în care livrăm informația, da? Ideea este că printr-un curs online, clientul, cumpărătorul, poate să ajungă cel mai rapid la rezultatul pe care și-l dorește. Chiar sunt curios să întreb pe tine. Da, de ce creăm produse? Da, practic tu ca și autor trebuie să pleci de la următoarea premiză. Tu îți dorești să ajuți oamenii pe un anumit subiect. Îți dorești să-i ajuți să obțină un rezultat. E, după care ai diverse pârghii. Poți să faci asta printr-o carte, poți să inviți pe oameni la un workshop live, poți să înregistrezi un audiobook, poți să faci un curs înregistrat, da, poți să faci unul la unul. Deci ce am descoperit noi? Există mai multe elemente ca un curs să fie de succes. Unul dintre aceste elemente este comunitatea. Adică oamenii să fie împreună la un loc. Într-un curs online, tu poți să faci treaba asta, să-i pui pe toți oamenii la un loc, iar ei să înceapă un proces educațional, să se îndrepte către o anumită direcție cu toții împreună.